PSD Dâmbovița? Da. N-are nimic. Păi și cu partidul ce faci? Vin ușor, ușor, asta a fost... Asta a fost primul pas. Păi nu, au mai după fost... Aia aduci toți... Aduci de la Pro-România au fost mulți care au ușor, ușor. E viceprim-ministru, da? Da, dar nu sub denumirea Pro-România. Păi pentru că, știi, aici... Noi mereu spunem și eu spun. Bă, stați și eu, mi-am dat demisia din PSD. M-a dat afară Dragnea pentru ceva ce și voi ziceți că a fost rău, că l-a dat jos pe Grindeanu. Dovadă că Grindeanu acum e prim vicepreședinte și ministru și foarte bun. L-ați dat afară pe Neac și e viceprim-ministru și așa mai departe. E o chestie aici de... Nu, da, stai o secundă. Istorie facem. Adică există și posibilitatea ca pe România să facă o alianță, să participe? Nu se mai pune problema, că n-au vrut să facă alianță cu nimeni. Dar cei mai mulți din Pro-România am făcut campanii și la locale și... Na, adică nu mai e timp pentru asta. O timp oricum nu mai e. Da, asta e clar. Da. Victor, subiectul numărul 1... Șoșoacă! Exact. Să salvăm democrația. Te rog să salvezi tu democrația, să-mi spui care e părerea ta. Discutăm despre... Poți să spun așa? Da, te rog. Băi, când îi văd pe ăștia, pe Lasconi, cum își rupe crucea de la gât, pe peneliști, cum luptă pentru Șoșoacă, eu mă gândesc că ăștia chiar bătuți în cap, sunt nebuni la cap. Înțeleg populismul, înțeleg demagogia, înțeleg ipocrizia. Dar luați-o, frate, PNL-ul. Oricum de Ciucă nu vorbește nimeni. Puneți-o pe Șoșoacă candidat, că va apuca dragostea de Șoșoacă. Lucrurile erau așa, Marius. Dacă CCR-ul zicea de Ciolacu că n-are voie să candideze și a PNL-ul și USR-ul zicea iată, statul de drept s-a aplicat, foarte bine să nu candideze Ciolacu. Mă, o scos-o pe Șoșoacă, habar n-am, eu n-am înțeles de ce. Dar eram judecător, aș fi votat contra acolo, că n-am înțeles de aia. Dar așa a decis CCR-ul. Băi, cine își rupea crucile de la gât la Sconii? Păi la Sconii, alo! Păi zice Șoșoacă că să fie cu Putin și cu... Ciucă, Ciucă își rupea chipiul. N-ai zis, mă, Ciucă că ne luptăm cu rușii, că ne... După care, sigur, ca să-i facă de rahate tot pe Ciucă și pe Lasconi, mari apărători al lui Șoșoacă, bă, s-a enervat doamna Diana, cum îi zic fanii, doamna Diana, și a băgat-o pe aia cu jidanii, cu nu știu ce, cu... A, cu Zelea Codreanu, nu te supăra, Marius, stai. Nu, e o lege. Știi, părerile mele nu sunt niciodată politically corect, gândesc și eu, îmi place. Ba da, nu poți în 2024 ca persoană publică. Mi se pare că nici în privat. Tu n-ai voie să scrii pe Facebook. E vorba de un candidat la președinție. Nu, atenție, orice om. Stai să le spunem celor care se uită la noi, infracțiune. N-ai voie să vorbești. E o lege din 2002, după vremea lui Adrian Astase. Era acolo când s-a dat legea. Dar e normală legea. Da, 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 eu spun că e o limită în toate. Și ea s-a actualizat, parcă, în 2018. Bineînțeles. Că nimeni n-a avut curaj să-i dea amendă, să o ancheteze, să-i spun... Adică eu nu vreau să ajungă... Dar n-ar fi trebuit să se întâmple asta până la o decizie a Curții Constituționale? Bineînțeles, dar n-a avut nimeni curaj de frica, aoleu, țipă. După care, repet, și acum... Băi, ipocriților, băi, Ciucă și Lasconi... am înțeles, credeți că o să luați voi voturile lui Șoșoacă? Nu o să le luați, nu le ia nici Simion. E o poveste asta. Bă, da, asta vom vedea. Nu o să le ia, nu asta e. Da, nu știu. Da, știi cum peneliștii, atât ce a făcut PSD-ul să intre Simion în turul 2. Bă, dar nu puteți să-l duceți voi pe Ciucă în turul 2. De ce vă, de când vă muriți de frica lui Simion? Adică... Victor, nici eu nu dau nici 2 bani, nici 2 lei pe declarație. Și mai e ceva. Eu, Victor Ponta, sunt ăla care mi-a zis Curtea Constituțională și tu nu o să mergi niciodată, că am respectat ce a zis Curtea Constituțională. Păi, vreau să ajung acolo. Mi-a zis Curtea Constituțională că 7,4 milioane de români care au votat să-l dea jos pe Băsescu, nu interesează. Nu, au dat o erată peste noapte. Au dat erată, au făcut toate... Păi nu, erata aia a discreditat pe 100 de ani Curtea Constituțională. Și eu cu Crin, pentru asta chiar poți ne crezi să ne chemi împreună, pentru că aici am fost noi doi, eu cu el, până la urmă, pe noi a picat. Aia din jur ziceau și ei, normal, Am acasă, am scrisoarea lui Hillary Clinton, era State Secretary, care a zis că dacă nu se respectă... Crin era președinte interimar, nu? Da, da, președinte interimar. Către Crin și către mine. Eu am acasă, eu am ținut-o. Că am întrebat, nu trebuia să o depun la guvern, ea mea. Aia cu Victor Ponta. Dacă nu respectați deciziile Curții Constituționale, suspendăm parteneriatul strategic între România și SUA și nu mai vor ce a zis UE și toată lumea. Dar culmea, Lasconi, între ghilimele, Ciucii, erau la PDL atunci și urlau. Crin și cu Ponta, respectați Curtea Constituțională. Acum ăștia se jeluiesc pentru Șoșoacă. Băi, e prea de tot, Marius. Voi de ce ați cedat atunci? Pentru că era rata aia... Pentru că a fost presiunea din afară. Era aia... Stai o secundă, da. Rata aia a fost făcută peste noapte. Da. Pentru că dacă nu exista acea erată, da. Băsescu era pa, la revedere. Da. Referendumul era a fost, m-am văzut cu Crin, ne-am gândit, am întrebat și noi. Și am zis, băi, stai puțin. Și Crin și eu nu suntem nici anti-europeni, nici anti-americani, nici pro, nu știu ce, ruși sau... Am zis, bă, ce facem? Scoatem România din UE, din NATO, din ce facem? Să scoateți din noi? Așa scria doamna Hillary. În primul rând, erata era ilegală. Și erata a fost dată peste noapte, pentru că Băsescu și cu sistemul. Stai o secundă. Deci tu ești consecvent măcar. Tu zici că nu trebuie să o respectăm nici pe aia, nici pe asta. Bă, ăștia urlau să o respectăm. Eu vreau să zic că în ceea ce privește, și în ceea ce privește deciziile Curții Constituționale, eu nu sunt nici politician, eu pot să spun dacă deciziile Curții Constituționale respectă până la urmă democrația. Aia a fost o încălcare gravă a democrației. Stai o secundă. A fost o erată dată peste noapte, în urma presiunilor sistemului, pentru că toți securiștii aia care erau atunci în sistem ai lui Băsescu, da. I-au chemat pe judecători, i-au sunat, i-au chemat probabil miez de noapte, i-au prelucrat și au dat erata. Da. De-aia pe mine nu mă interesează Curtea Constituțională din punctul ăsta de vedere. Dar pe de altă parte, lucrurile astea o avantajează pe Șoșoacă. Da, bineînțeles că o avantajează. Pentru că la alegeri nu va mai fi candidat la președinție, la alegerile parlamentare se victimizează, la președinție oricum cât putea să ia, 7, 8, 9%. Da, nu știu, putea să ia, dar până la urmă un partid care abia a intrat la europarlamentare. Da, și aici eu cred că aici lucrurile au stat sub semnul întrebării. De unde până unde peste noapte Șoșoacă a luat 5% și are 2 europarlamentari. Online-ul, diaspora, de ce? Nu cred că a furat Șoșoacă votul. Nu, dar n-a furat, nu am spus că a furat Șoșoacă. Am spus că poate... Eu, de exemplu, pot să spun... Poate a fost ajutată. Pot să spun că în 2020 AUR luase 1% la locale în septembrie, 27 septembrie. Pro-România și PMP-ul lui Băsescu luasem 6-7%. Bă, după 2 luni, toate voturile Pro-România și PMP s-au dus la AUR. Hai, las-o încolo. Aia, sigur, am înțeles. Au vrut ei să scape de Băsescu și de Ponta, să-l aibă pe Simion. Uite acum, descurcă-te cu Simion. Păi se descurcă. Știi că toată lumea vorbește de faptul că Simion va intra în turul 2 pentru că e avantajat de această decizie a Curții Constituționale. Nu cred, nu mi se pare. Da, pe de altă parte, stai puțin. Cine să intre, domne? Ciucă? Poți să-mi zici vreo gândire de-a lui Ciucă? În afară de faptul că e fan Șoșoacă. Aici a zis Crin Antonescu, a zis un lucru extraordinar, că în afară de faptul că a tăiat porcul la Revoluție, nu știe nimic despre el. Sau nu poți să câștigi alegerile prezidențiale cu asta. Vreau să spun altceva. Am stat în mașină aproape o oră, am ascultat-o pe doamna Lasconi la interviu la Ioana Ene Dogioiu, la Europa FM. Care nu poți să zici că Ioana Ene Dogioiu e anti-useristă. Dar e o femeie deșteaptă, pune întrebări totuși. Bă, n-am întâlnit, Marius, în 24 de ani de când fac politică, o persoană mai goală de conținut. N-a răspuns la nicio întrebare. Goală de conținut. Știi, în general, politicienii ocolesc întrebările. Dacă mă întrecea și nu-mi place, mă, ea habar n-avea răspunsurile, nici de primărie, nu știa cum funcționează primăria, că înțeleg că și acolo a fost cu hau-hau, cu goarna. Și o întreba, doamna Lasconi, dacă ajungeți președintă, nu știu ce faceți. A, zice, mi întreb consilierii. Și care sunt consilierii dumneavoastră? A, o să vă spun cine sunt consilierii. Și cum rezolvați? Ați zis că nu știu ce să... A, asta sigur, o să vă spun după ce ajung președinte. Femeia habar n-avea. Și atunci... După care, Marius, cu tot respectul, în primul rând, eu cred că cei care o numesc jurnalist vă jignesc pe voi, pe jurnaliști. Femeia n-a fost jurnalistă, a fost prompteristă. Citea ceva de pe prompter. Că lucrat în televiziune, ziarii sunt puțini. Cu capac, dacă te așezi pe capac, nu știu ce face WC-ul.